Încercarea Dianei Șoșoacă de a politiza manifestațiile fermierilor și ale transportatorilor a eșuat lamentabil. Nicu Șordan, primarul general al Capitalei, a precizat că nu există vreo solicitare de protest din partea celor două categorii sociale, ci din partea senatoarei Șoșoacă, cerere care a fost respinsă. În cursul acestei zile am primit două solicitări, una de la o persoană fizică, a doua de la doamna senator Șoșoacă, făcută printr-un avocat. Ambele solicitări vizau Piața Victoriei și vorbeau de mașini care vor fi aduse acolo, însă ambele au fost respinse pentru că nu întruneau mai multe condiții tehnice, de durată, de, în fine, mai multe condiții tehnice. Comisia se va reîntruni luni și în ipoteza în care vom avea o cerere, evident că o vom analiza. Evident, și nu numai că avem disponibilitatea, dar nu putem să încălcăm legea, că dreptul de protest e garantat de Constituție, sigur că da. Și bine, dar bineînțeles că trebuie să fie niște condiții tehnice, adică pe unde vor veni acele mașini, unde vor parca, toate lucrurile astea vor fi trecute în protocol. Nu, n-a existat astfel de solicitare. Și această comisie în care, repet, sunt și reprezentanții poliției și a jandarmeriei, care autorizează protestele în primăria Capitalei, se întâlnește de 3 ori pe săptămână, de obicei luni, miercuri, vineri. Azi a fost o ședință. Evident că avem discuții cu reprezentanții poliției și a jandarmeriei, dar nu au fost astfel de solicitări.